cântată. La acest eveniment artistic care sper să fie deosebit. Îi mulțumesc Elenei Corina Bada pentru invitația de a fi alături de ea. Are emoții, însă noi o vom încuraja. Sunt onorată, am venit de la București special pentru această seară. Și, dragi tulceni, sper să vă simțiți minunat. Ați venit pentru că drăgiți muzica, pentru că țineți la Elena și ea are invitați speciali în această seară. Și un prilej deosebit. O să vedem despre ce e vorba. Trebuie să anunț că în deschidere l-ați ascultat pe Peroțața cu imnul național al românilor pe versuri de Constantin Belemace, poet a român. Mă bucur pentru cei care ați onorat acest lucru și v-ați ridicat în picioare. Vă felicit! Apoi ați ascultat-o pe micuța noastră, Giulia Sadâca, cu Prota Vrearii. Adică prima dragoste. Este un cântec care a fost hit, care s-a transmis generație de generație, l-a compus Elena Corina Bada în studenție, el a fost preluat de toate formațiile românești și cântat la toate evenimentele cu mare, mare dragoste. De ce? E un cântec din vreare, de dragoste. Și iată și generația tânără îl preia cu aceiași mirachii, spunem noi armânii. Și pentru că Elena, o să vedeți, este atât de generoasă,
Ea se gândește și la cei care vin din urmă, tinerele noastre vlăstare. Are grijă de ei și îi învață cântecul tradițional românesc. Dați-mi voi să începem cu aceste vlăstare, deoarece ei sunt speranța noastră, sunt continuitatea viitorului nostru. Dați-mi voi să-i prezint, ei sunt Camelia Bizdu, apoi Călin Paraschiv, Gabriela Șiscu, din nou, Camelia Bizdu. Și Miruna Paraschiv. O să-i ascultați. Julia s-a ducat din nou alături de noi. Aveți emoții? Vă rog frumos să-i încurajăm. Cine are curaj primul? Boatea din pântul, oamnul iuții doar.
noastră, limba noastră ar românească. Mai bun și șarii, cu tine și de bucari. Cunăinte să dusească, limba noastră ar românească. Mai bun și șarii, ca să vrăm cu vreori. Cu cine vrea
aplaudați, vă rog, stelele a românești. Sunt atât de scumpi, dar nu știam că sunt și atât de talentați. Zvâbânează! Și mulțumim Corinei, care are grijă de tânăra generație, Călin, de la 4 ani și a cântat atât de frumos, dar e atât de exigent de la vârsta asta, nu i-a plăcut cum a ieșit. Poate îi mai dăm o șansă la sfârșit. Aplauze încă o dată pentru el. Dați-mi voie să o invit pe doamna profesoară în scenă,